A început demolarea clădirilor construite ilegal în sectorul 6 al capitalei. Un întreg complex comercial aflat în prelungirea Ghencio este pus la pământ. Magazinele care au fost construite pe rând, fără autorizație, funcționează ilegal de 28 de ani, spun autoritățile locale. După ce au demolat garajele construite ilegal în sectorul 6, acum autoritățile locale au pus la pământ un complex comercial din prelungirea Ghencea, despre care spun că a fost construit ilegal. Autoritățile locale spun că tot acest centru comercial ar fi funcționat în mod ilegal timp de 30 de ani. Pe de cealaltă parte, comercianții spun că au actele la zi și că vor acționa primăria sectorului 6 în instanță. Pe de altă parte, proprietarul centrului comercial spune că are toate actele la zi și are de gând să-și caute dreptatea în instanță. Eu pot să vă spun că am niște documente, că nu puteam, n-ai cum să reziști 28, și nu sunt 28, sunt 30 de ani. Construcția asta este din 92. Sunt documente care am plătit la Circa Financiară ca proprietar, dar nu are rost. Astea se fac în instanță, nu așa la colțul străzii. Comercianții și-au strâns marfa încă de ieri și acuză primăria de practici abuzive. Noi am început de ieri să strângem, pentru că la fel nu știam. Ieri ni s-a zis strângeți, după ce am început să strângem au zis nu mai strângeți, că nu se întâmplă nimic, nu se dărâmă tot, se dărâmă doar o parte. No. Așteptăm și noi să ne luăm barul și să plecăm. Alaltă i-a venit o hârtie că pe 15 se demolează. Atâta timp cât eu am plătit chirie aici și am un acord de funcționare. Da? Eu, ca firmă, acum nu știu dacă era ilegal. Că tot primarul ne-a dat acord de funcționare, nu? Zic eu. Încă l-am valabil. Pot să dovedesc că am autorizație de la primărie și să dovedim clar că primăria minte, împreună cu domnul primar. Primăria de sector vrea să modernizeze zona,